și bine v-am regăsit la o nouă lecție despre cuvintele românești pe care le purtăm în suflet oriunde în lume. Numele meu este Corina Popa, iar astăzi o să vă vorbesc despre cuvântul recunoștință. Recunoștința este definită ca obligația morală față de un binefăcător, datorie, gratitudine. Cuvintele știți prea bine că în dicționare au definiții și în noi au povești. Așa că știi că simți recunoștință în momentul acela în care te emoționezi profund pentru că o persoană cu care te-ai purtat urât la un moment dat îți face un bine în loc să-ți întoarcă palma. Când realizezi că lumea nu funcționează așa cum trebuie, și totuși e atât de frumoasă și îți oferă atât de multe. Când primești un dar material sau spiritual din partea cuiva și simți nevoia să-i mulțumești. Sunt două moduri de a-ți trăi viața. Unul de a crede că nu există miracole. Altul de a crede că totul e un miracol. Spunea Albert Einstein. Și dacă tot vorbim despre recunoștință, știți că deseori pregătesc pentru voi câte o poveste cu tâlc. Astăzi, povestea noastră se numește Copilul și mărul. Odată, de mult, într-un ținut oarecare, creștea un măr mare și frumos. În fiecare zi, un băiețel venea și se juca împrejurul lui. Uneori se urca până în vârful copacului. Alteori culegea și mânca mere. Câteodată trăgea un pui de somn la umbra mărului. Alteori îmbrățișa copacul ca pe o ființă dragă. Iubea acest copac, iar mărului îi plăcea tare tovărășia copilului. Dar pe măsură ce anii treceau, băiețelul creștea și se juca din ce în ce mai rar pe lângă măr. Într-o bună zi, după mult timp, băiatul se întoarse la pom. Arăta abătut. Vino și joacă-te cu mine, spuse copacul. Nu mai sunt un copilaș să mă joc în jurul tău. Vreau să mă distrez acum și am nevoie de bani. Îmi pare rău, eu nu am bani să-ți ofer, dar poți culege toate merele mele și le poți vinde. În acest fel vei obține bani. Încântat, băiatul culese merele și plecă fericit. Trecură anii, dar băiatul nu mai veni la măr. Acesta era trist. Îi era tare dor de copil. Într-o zi, băiatul care între timp devenise bărbat se întoarse la copac. Și acesta se bucură nespus să-l vadă. Vino și joacă-te cu mine, îi spuse el omului. Nu am timp să mă joc. Trebuie să lucrez pentru familia mea. Avem nevoie de o casă. Mă poți ajuta? Îmi pare rău, dar nu am o casă. Altfel, ți-aș dărui eu. Dar îmi poți tăia crengile să-ți construiești o casă. Bărbatul taie toate ramurile pomului și pleacă încântat. Mărul era bucuros să-l vadă fericit, dar băiatul, devenit astăzi bărbat, uită iar vreme îndelungată de el. Copacul era din nou singur și trist. Într-o vară călduroasă, omul se întoarse și copacul iar se bucură. Vino și joacă-te cu mine, îi spuse el omului. Am înaintat în vârstă. Vreau să merg să mă relaxez navigând. Îmi poți da o barcă? Întreabă omul. Folosește trunchiul meu pentru a-ți construi barca. Vei putea naviga departe și vei putea fi fericit. Omul a tăiat trunchiul mărului pentru a-și construi barca. A mers și a navigat și nu s-a arătat în preajma copacului pentru mult, mult timp.
În final, după mulți ani, omul se întoarse. Era bătrân și gârbovit. Îmi pare rău, dar nu mai am nimic să-ți ofer. Nici măcar mere, spuse copacul. Nu-i nimic. Nici eu nu mai am dinți ca să mușc dintr-un măr, spuse bătrânul. Nici trunchi nu mai am ca să te poți cățăra în el. Ei, sunt prea bătrân pentru asta, spuse omul. Chiar nu-ți mai pot dărui nimic. Singurul lucru care mi-a rămas sunt rădăcinile mele pe moarte, dar le poți lua și pe ele, spuse copacul. Acum nu mai am nevoie de mare lucru, doar de un loc unde să mă odihnesc. Sunt obosit și după atâția ani de viață nu mai vreau nimic, spuse bătrânul. Bine, rădăcinile unui pom bătrân sunt cel mai bun loc unde să te întinzi și să te odihnești. Vino, așează-te și odihnește-te. Bătrânul se așeză. Mărul era fericit și zâmbea printre lacrimi. Aceasta este povestea vieții fiecăruia. Copacul este precum părinții noștri. Poate vă gândiți că băiatul s-a purtat cu cruzime? Ei bine, acesta este modul în care ne tratăm noi, uneori, părinții. Nu apreciem ceea ce fac pentru noi decât atunci când este prea târziu. Morala, fii recunoscător celor dragi și apreciază-i cât încă sunt în viață. Întotdeauna, fii recunoscător. Chiar este atât de greu să spui cuiva mulțumesc sau să fii recunoscător pentru un lucru? Este atât de greu să fii recunoscător unei persoane pentru ceva bun din viața ta? Poate să spui mulțumesc nu este așa o povară, dar să arăți recunoștință este diferit. Pentru că parcă se schimbă ceva în interiorul tău. Și după ce faci acest gest de recunoștință, persoana care îl primește zâmbește, se bucură, iar acel zâmbet se întoarce și se așează și pe fața ta. A fi recunoscător nu înseamnă doar a spune mulțumesc. Înseamnă mult mai mult. Nu este vorba doar despre bune maniere sau despre bun simț. Este vorba despre ceva ce majoritatea a uitat să acorde. În schimb, solicită de la ceilalți acel ceva fără ezitare. Este vorba despre respect. Dacă tu nu ești recunoscător în fiecare zi pentru lumea în care trăiești, pentru persoanele care fac ceva pentru tine, pentru lucruri care te influențează și îți sunt benefice, atunci înseamnă că nu ești atât de respectuos. Și te întreb de ce lumea nu te respectă. Dar undeva acolo, în interiorul tău, stă o forță care așteaptă să fie eliberată. Forța recunoștinței. Un om care dă dovadă de recunoștință este un om recunoscător. Această însușire este exprimată cu ajutorul unui adjectiv. Adjectivul este partea de vorbire care exprimă însușirea unui obiect. Fie că vorbim despre un lucru, despre o ființă, despre un fenomen al naturii, toate pot avea trăsături, însușiri. Adjectivul determină un substantiv. În limba română, adjectivele se împart în adjective propriu-zise, cum ar fi curajos, și adjective provenite din verbe la participiu, cum ar fi desenat sau lucrat. Desinența indică modificarea formei adjectivului în funcție de gen și de număr. Bun, bună, buni, bune. Adjectivele sunt variabile, cele care își modifică forma în vorbire, sau invariabile, cele care nu își modifică forma. Adjectivul se acordă în gen, în număr, cu substantivul determinat și în ceea ce, când vom crește puțin, vom numi caz.
Locul obișnuit al adjectivului este după substantivul determinat. Adjectivul poate să stea însă și înaintea substantivului. În această situație, preia articolul hotărât de la substantivul determinat. Pe lângă categoriile de gen și de număr, adjectivul prezintă în raport cu substantivul o categorie proprie, aceea a gradelor de comparație sau de intensitate. Gradele de comparație sau de intensitate sunt formele pe care le ia adjectivul pentru a arăta în ce măsură un obiect are o însușire în raport cu alte obiecte sau cu alte momente ale existenței sale. Gradele de comparație sunt pozitivul, care exprimă o însușire a obiectului, fără ca aceasta să fie comparată. Este forma de dicționar a adjectivului, copil curajos. Comparativul, care exprimă însușirea unui obiect prin raportare la însușirea altui obiect sau la însușirea obiectului într-un alt moment al existenței sale. Comparativul este de egalitate, construit cu ajutorul grupurilor de cuvinte tot atât de, tot așa de, la fel de, deopotrivă de, copil la fel de curajos. De inegalitate, de superioritate, construit cu ajutorul cuvântului mai, copil mai curajos. Sau de inferioritate, construit cu ajutorul cuvintelor mai și puțin, copil mai puțin curajos. Superlativul exprimă intensitatea maximă a însușirii. El poate fi relativ când presupune raportarea la un grup de obiecte, gradul maxim al intensității fiind stabilit prin comparație. Superlativul relativ este de superioritate, construit cu articolul demonstrativ cel, cea, cei, cele și cuvântul mai, copilul cel mai curajos. De inferioritate, construit cu articolul demonstrativ, cuvântul mai și cuvântul puțin, copilul cel mai puțin curajos. Și absolut. Superlativul absolut exprimă intensitatea la un grad maxim, fără raportare la un reper. Acesta poate fi de superioritate, construit cu ajutorul cuvintelor foarte, tare, prea, copil foarte curajos. De inferioritate, construit cu ajutorul cuvintelor foarte, tare, prea și a cuvântului puțin, copil foarte puțin curajos. Există adjective care nu au grade de comparație pentru că sunt la origine deja comparative sau deja superlative, superior, inferior, anterior, posterior, optim, suprem, maxim, minim, superb. Însușirea exprimată uneori nu poate fi modificată, complet, unic, principal, fundamental, veșnic, viu, definitiv. Sau sensul cuvântului nu permite comparația. Acvatic, rădăcinos, energetic, bucureștean, profesional și așa mai departe. Să nu confundăm niciodată formele minimum și maximum, forme adverbiale, cu formele minim și maxim, forme adjectivale. Căci în limba română spunem corect, dau muzica la maximum, nu la maxim, dar numărul maxim admis de participanți este de 10. Până data viitoare, vă reamintesc că o pastilă de gramatică pe zi, asociată unui regim de citit sănătos, ne ajută să creștem frumos și armonios. Pe curând!